Hristos a înviat. Ce faceți? Am luat emoțiile când am intrat pe scenă, mă uitam, acum 9 ani eram în sală, eram încă licean, la Colegiul Național Mihai Ionescu. CNMEU e aici? Da? Bun. Acum, să spunem că e mai ușor, 10 ani, nici nu-mi vine să cred cum au trecut atâți ani, eram elev la Colegiul Național Mihai Ionescu, în clasa 9, venisem la școala numărul 8, din zona Parcul Tineretului. Plin de emoții, cu un anumit stil, îmi țin minte acum în clasa 9, nu venea să cred. La orele de la Ionescu nu se vorbea în clasă. Eram, oh, se poate. Dar cumva în liceu mi-am propus să nu zic nu. Țin minte, în clasa 9 mi-am propus eu. Mi-am propus, păi gata, nu mai spun nu. Când apare oportunitate, dar nu vorbim de oportunități, nu știu, neapărat ilegale, oportunități ilegale, în momentul în care apare oportunitate, îi spun da. Și țin minte și acum, în clasa 9, se organiza un training, HOLA, de educație non-formală. A apărut în spectrul meu educațional ideea de educație non-formală. Am zis da. După a venit un coleg și m-a întrebat, băi, nu vrei să candidezi la Consiliul Elevilor? Eu îmi propusesem să spun da. I-am zis da. Țin minte și acum, primul discurs în corpul B al CNM-ului, m-am dus în prima clasă. Țin minte, doamna profesoară de atunci a rămas cu impresia că sunt arogant. De ce? Că am intrat cu mâinile în buzunar în clasă și am ținut discursul cu mâinile în buzunar. Dar de ce țineam eu mâinile în buzunar? Îmi tremurau mâinile de emoții și de frică când am avut de ținut primul meu discurs în fața unei clase de elevi. Și în ziua respectivă, colegii mai mari ne-au plimbat în fiecare clasă a liceului și am ținut discurs. La ultima clasă aveam o artă a discursului de puteam, promiteam orice, nu mai aveam drept, nu mai tremura nicio mână. Dar atunci am învățat un element ce înseamnă curajul, că atunci când ți este frică să ai puterea să treci peste acea frică și să faci ceea ce trebuie. Ulterior au venit colegii mei și au zis, dom'le, nu vrei să candidezi la Consiliul Județean a elevilor? Wow, eu am plecat la școală 8, acum mă duc la județ. Am zis da, mi-am propus să nu mai zic nu. Am candidat, în primul an am pierdut, candidasem pentru vicepreședinte. Dar în anul 2 iar m-am întrebat, dom'le, candidez? Da. Am candidat la Consiliul Județean al Elevilor, am câștigat. Am devenit președintele Consiliului Județean al Elevilor. Am zis, gata, am îndeplinit obligații. Păi m-am întrebat, m-am chemat colegii mai mari. Țin minte, un coleg care acum este consilier de stat, fusese președinte la nivel regional. Mă întreb, nu vrei să candidezi la nivel regional în Oradea? Eu ce mi-am promis? Că spun da. Iar am spus da. M-am trezit candidez la Consiliul Regional al Elevilor, niște emoții, candidam împotriva tuturor județelor din regiune și surpriză, am câștigat. Deși tot sorții nu erau, m-am pregătit, mi-am făcut video, mi le-am făcut pregătite, am plecat de acasă cu vorba maică-mii că, doamne, ce ai în cap, nu ți-a nimeni. Am câștigat. După aia am zis, gata, nu mai candidez. Mi-am îndeplinit obligația. Iar vine o discuție. Dom'le, nu vrei să candidezi la nivel național? Sica. Eu pornisem de la discursurile cu mâinile în buzunar. Și iar, am promis că îmi spun da. Da! Și am candidat împotriva Bucureștiului și împotriva Clujului. Deci, bucureșteni, eu moldovean, Clujul Ardelean. Regiune, am candidat. Primul tur. A fost pe două ture. Am câștigat. Am intrat eu în turul 2 cu cel din Cluj. Am zis, băi, n-am nicio șansă. E Cluj. Eu de unde? Și am candidat în turul 2. M-au pus în față rezultatele alegerilor și mi-au ridicat mâna deodată.
la un vot diferent. Și am câștigat. Eu nu vă spun ce emoții am avut. Și cine spune că n-ai emoții? Nu, am avut emoții. Ulterior, naționalele liderilor la nivel european, m-am dus la Bruxelles, m-am dus în Viena și am adus Consiliul Național al Elevilor la masa Consiliului European al Elevilor. Noi nu eram membri. Și am devenit membri. Am susținut candidatura României și am devenit membri. Bine, la o săptămână după ce mi-a terminat mandatul. Da, e o chestie de procedură. Esența poveștii este că am spus da. Mi-am învins frica, deci nu mi-a fost ușor. Și după am continuat lucrul ăsta. Am continuat și în business, pentru că am început un business, sunt inginer în IT. Am încercat încă de pe atunci să învăț zona asta de educație financiară. O să vă explice experții în această zonă. Dar am învățat ce e un fond de investiții, ce înseamnă să faci economii, ce înseamnă să pui bani deoparte pentru zile negre, ce înseamnă obligațiunile, ce înseamnă acțiunile, astfel încât să fac investiții inteligente. Pentru că, vă zic, planul meu, bine, acum lucrând la stat, fiind nu mai sunt în privat, e mai greu să-l ating planul ăsta, dar când eram în privat, când eram în mediul antreprenorial, eu îmi propusesem să devin independent financiar. Ce înseamnă independent financiar? Însemna și încă înseamnă să pot avea venituri pasive, venituri pasive, nu fac efectiv muncă pentru acei bani, din tot felul de surse, astfel încât lună de lună eu să nu trebuie să muncesc. Și pentru asta am investit în fonduri de investiții care oferă dividende.